Ionel Muscalu a explicat că această idee a venit după ce a participat la un eveniment important desfășurat la Biblioteca Ia Basarabescu. Cu această ocazie, purtătorul de cuvânt al PNL Giurgiu a fost surprins să afle că în județul Giurgiu funcționează prea puține biblioteci. Am avut un gust extrem de amar, călău așa, să văd că în sală erau acești oameni care prin munca lor încearcă să învie cărțile din biblioteci și încearcă să păstreze la țară, în județul nostru, această frumoasă tradiție a cititului de carte și să aflu în același timp că în județul nostru doar 36 de biblioteci mai funcționează. Ca urmare, la inițiativa Organizației Liberale de Tineret, anul viitor vor fi organizate acțiuni de sprijinire a locuitorilor din mediul rural pentru ca aceștia să aibă acces la un fond de carte cât mai bogat. Am gândit ieri și m-am gândit și azi noapte și mă gândesc și astăzi că anul viitor, pentru că anul ăsta deja e prea târziu, vom face la organizațiile de tineret, la toate organizațiile noastre de tineret, un proiect pentru a sprijini cititorii de carte, un proiect pentru a duce carte acolo unde, eu știu, din motive necunoscute, fie din prea lenea edilului local, fie din lipsă de fonduri, fie din neînțelegeri între primar și, eu știu, cel care ar trebui să ocupe de bibliotecă, a dispărut această oază de cultură din mediul rural. Ionel Muscalu a mai anunțat că organizația PNL Giurgiu se va ocupa și de organizarea unor evenimente culturale, tot în mediul rural, la care să participe personalități marcante din cultura românească.